CRS-ul din Franța, ce mai vreți, birou? Ce vreți dumneavoastră, lucrează cu două metode și mișloace. Cu colaborator și informator. Dacă tot dați în ăștia, o să distruge serviciul de informații român. Vă asigură un șef de serviciu adevărat, care a avut doar succes. Și care a fost avansat mai excepțional. Că tot spunea cineva din presă, deci că mă laud. Dar trebuie să prezint cartea de vizită. Deci, dragii mei români, noi spuneam de competență. Asta înseamnă competență. Și la cel mai important capitol al securității și ordinii, prim vicepreședintele nostru este domnul economist Radu Adrian, care a fost șeful serviciului economic pe tot Serviciul Român de Informații. Este prezent aici la masă. Deci iată că a coborât puțin armata din pod, dar n-a coborât armata din pod, pentru că nu putem să spunem despre cei care am lucrat în informații că am fost chiar militari, așa? Domnul general a fost... domnul general este un militar născut imediat. Stați puțin. Noi cei din informații suntem, dar iată că avem alături de noi, în Alianța Lege și Ordine, Federația Militarilor în rezervă din România, condusă de generalul în rezervă Gropan Nicolae, care a venit alături de Alianță. Avem ASCOL-ul, o subdiviziune al Federației Militarilor în rezervă, Asociația Coloneilor, care are, rețineți ce vă spun acum, peste 20.000 de membri. Ca să nu spuneți că nu avem susținere. Alianța Lege și Ordine are susținere. Avem toată intelectualitatea aceea care se respectă și dau aici exemplu, Asociația Scriitorilor și Intelectualilor Români, care este o asociație, se numește Popasuri Culturale Românești, condusă printre alții chiar de un vicepreședinte al ziariștilor, domnul Coandă, dar din rândul acestor scriitori a venit și este prim vicepreședinte cu probleme culturale, domnul Traian Chiricuță. O personalitate recunoscută în străinătate, nu în România, că la noi numai pseudo-intelectuali și pseudo-competenții și parveniții pe bune ajung la conducerea țării și a destinelor noastre. De asta suntem în prăpastie. Pentru că dumneavoastră, și vinovați, repet, sunt cei 60% care nu veniți la vot. Am fost în județul Covasna, rețineți, și am felicitat pe românii de etnie maghiară și încă o dată felicit cu ocazia, prin presa dumneavoastră, pentru responsabilitatea lor civică. Merg la vot. E preferința deșilor. Pe cine vor să voteze, cu totul altceva. Îi felicit pe cei 40% dintre români care merg la vot. Îi votează deși pe cine vor. Dar acești 60% care vreți, e clar că vreți altceva, că nu mergeți de scârbă la vot, dar nu mai aveți voie să stați acasă. Trebuie să mergeți ca să schimbați în bine, cu adevărat bine, soarta României.